Salutare tuturor! SVS Prime Wireless Pro sunt a doua iterație a acestui model de la SVS, primul model fiind lansat în anul 2018. SVS Prime Wireless Pro îmbină sunetul High Resolution cu facilitatea redării wireless din aproape orice sursă îți poți închipui și pot fi controlate la fel de ușor. Vizual, aceste boxe nu sunt atât de diferite de generația 1, ca aspect mă refer, adică ai fi tentat să spui că sunt identice. Însă nu e chiar așa. Sigur, primul factor ce le dă de gol pe cele noi, cu Pro adăugat în nume, este apariția acestor butoane de preset la baza ecranului. Cu ajutorul lor poți asocia playlist-uri anume butoanelor, surse anume de redare, un foarte mare plus după părerea mea, care te scapă de stresul de a căuta tot timpul telecomanda, de a căuta tot timpul telefonul și aplicația pentru a alege sursa. Ecranul acesta, pe lângă ce fac butoanele, îți afișează detalii despre album, piesă, volum și așa mai departe. Boxa stângă este cea pasivă, iar boxa dreaptă este cea activă. Este singura care se conectează la alimentare, însă între ele boxele sunt legate cu acest cablu care vine prin spatele meu. Cu aceste boxe ai amplificare de 200 de W cap la cap, iar construcția excelentă a difuzoarelor, respectiv tweeterul și difuzorul MIDI-Bass, asigură o calitate audio senzațională la volum ridicat, fără distorsiuni. Aici, de altfel, găsești o nouă diferență a acestui model față de anteriorul, respectiv difuzorul de MIDI-Bass are acum aproximativ 5,2 inch versus cel de 4,5 anterior. Cu ajutorul unui DAC, boxele sunt capabile de redare 192 kHz, 24 bits și au un crossover digital ajustat cu precizie. Și imediat vei sesiza când le asculti cât de bine și adânc redau basul, dinamica foarte, foarte puternică, foarte bună și claritatea senzațională de pe boxele astea cu ajutorul tweeterelor. Chiar și scena este senzațională din boxele astea stereo. Cu acest DAC incorporat, te bucuri de muzică în format lossless, high resolution, prin Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Chromecast, ai și suport Bluetooth, aptX, AAC, deci poți spune practic că boxele astea sunt ca un fel de Swiss Army Knife. Ele suportă și Spotify Connect, pot fi controlate prin aplicația DTS Play-Fi de pe un smartphone, de pe o tabletă sau de pe un PC. Sau prin telecomanda infrared cu infraroșu, care vine în cutie, dar nu este, din păcate, la mine acum. Pe telecomanda aceasta, de asemenea, ai și butoanele de preset, butoane de volum, luminozitate, play-pauză, bineînțeles, și poți selecta sursele pe care le poți selecta și de pe acest ecran. Prime Wireless Pro sunt compatibile și cu asistenți vocali, dintre cei mai cunoscuți, desigur, Siri, Google, Alexa, deci ai și varianta de a controla boxa cu ajutorul vocii. Împreună cu alte produse compatibile DTS Play-Fi, boxa poate să-ți creeze o rețea locală de sisteme audio și poate fi folosită în regim multi-room, respectiv să transmiți muzică în diferite boxe din diferite camere cu ajutorul aplicației Play-Fi. Și poți accesa, dacă ai un hard disk, să spunem, conectat la rețeaua LAN pe un server, această muzică de pe harddiscul conectat la rețeaua LAN. Partea foarte mișto este că, față de modelul anterior, aceste boxe se pot conecta la TV prin HDMI, ARC și EARC și da, poți să legi și un subwoofer la boxele astea, un subwoofer SVC, de ce nu, ca să-ți creezi un sistem home cinema captivant, super, super cinematic la tine acasă. Dar, pe lângă HDMI, bineînțeles, mai suportă și conectivitate extra prin linie RCA, optic, prin cablu 3,5 mm jack auxiliar sau cablu Ethernet. Prin aplicația DTS Play-Fi, despre care vorbeam, poți reda din numeroase rețele de streaming. Respectiv, poți să accesezi inclusiv Qobuz sau Tidal și, dacă activezi în aplicație modul Critical Listening, boxa va reda sunetul la cea mai înaltă calitate posibilă la care este ea capabilă să redea muzică și să decodeze, pentru ca tu să poți asculta muzică la cele mai înalte rezoluții posibile și să scoți untul din boxele astea. Ce fac aceste butoane de pe boxă însă? În boxa din partea dreaptă, dacă apeși pe butonul Source Display, îți modifică luminozitatea ecranului. Dacă învârți această rotiță, după cum vezi pe ecran, îți schimbă sursa din care redai. Iar pe celălalt buton, apăsarea acestei rotițe va face play-pauză, iar învârtirea acestei rotițe schimbă volumul de redare al boxei.
Partea de presetări de la boxa asta, cu butoanele de aici, mi se pare însă genială. Pentru că pe butonul numărul 1, de exemplu, poți pune un playlist din Spotify și pe butonul numărul 2 să setezi să redea ultimul episod din preferatul tău podcast. Și tu stai prin casă, apeși pe butonul 2, știi că astăzi apare episodul nou din podcast și, surpriză, începe să se redea pe boxele tale. Mie mi se pare o funcție excepțională și chiar dacă în teorie te gândești că poate nu o să folosești presetările astea, odată ce o faci și le setezi așa cum trebuie, îți poți ușura munca și viața. Legat de subwoofer și de filme, având în vedere că acest model vine cu difuzoarele MIDI-bass mai mari decât anteriorul, eu cred, sincer, mai ales pentru un spațiu mai mic sau pentru apartament, că sunt arhi-suficiente. Iau în calcul faptul că SVS sunt experți pe subwoofere și asta este specialitatea lor în primul rând. Difuzoarele astea sunt foarte capabile de sine stătătoare. Eu, personal, nu am nevoie de un subwoofer pentru filme și pentru cum ascult muzică și stilul meu de audiție, dar pot înțelege perfect de ce poate cineva vrea un pic mai mult bas, un punch mai puternic și la filme dorește să aibă parte de acea senzație cu adevărat cinematică de vibrație așa în canapea. Recomandarea noastră este să veniți în showroom, să ascultați boxele și fără subwoofer și cu un subwoofer la alegere și să vedeți care tip de setup vi se potrivește cel mai bine pentru locul în care stați. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vreau să vă las cu un mic demo audio acum pe final. Bineînțeles, cum spun în fiecare video și cum spun de fiecare dată când fac asta, demo-ul audio din YouTube este completamente irelevant pentru a-ți forma o opinie reală și informată cu privire la cum sună în realitate aceste boxe, pentru că YouTube schimbă calitatea muzicii pe care o auzi și, desigur, boxele prin care tu asculti acest video vor influența foarte mult felul în care se aude și cap la cap acestea două duc la o redare complet nerealistă. Cel mai bine este dacă sunteți din București sau treceți pe aici, haideți să le auziți, nu o să vă pară rău. Mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem în curând cu un alt clip. Toate cele bune! Thank you.